suntem pregătiți acum? Știți că s-a vorbit mult despre aceste ore, despre aceste zile. 24 de ore, 48 de ore ne-ar despărți, spun mulți, de un posibil atac. Nu știm dacă lucrurile vor sta așa. Eu sper ca în continuare diplomația să-și facă treaba și să nu se ajungă în mod real la un conflict. Dar dacă asta se întâmplă, la noapte, mâine, acum suntem pregătiți? Deci, în primul rând, cum am zis, faptul că pregătim ceva nu înseamnă panică pentru populație și să nu creadă lumea că noi știm sigur că se va întâmpla ceva. Deci noi acționăm cum acționează și restul țărilor și exact cum ați zis, sperăm că partea diplomatică va rezolva problema în sensul în care să detenționeze această situație, să nu se ajungă într-adevăr la un conflict. Dar noi avem obligația să ne pregătim. Și aici răspunsul este da. Deci avem primă linie de tabere temporare care poate fi instalată foarte rapid. Deja nu e niciun secret, colegii de la Inspectoratele Generale pentru Situații de Urgență au identificat terenurile unde pot fi instalate astfel de tabere. Taberele sunt în dotarea lor. Au fost achiziționate acum vreo 2 ani aproximativ în ideea să ne pregătim dacă vom avea la un moment un număr de sinistrați care puteau să fie de la inundații, puteau să fie de la altceva. Nu ne gândeam la acest scenariu. Dar pregătirea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost desfășurată pe parcurs a câtorva ani. Da. Sunt identificate spațiile, se știu exact mecanismele. Trebuie să știe, sigur, în momentul în care în zilele următoare, în nu construim următoare? Dacă nu este motiv. Deci taberele pot fi ridicate rapid, nu este cât o problemă. Câteva ore, adică să vă gândiți că fiecare județ are o tabără în el, aproape în dotare. În momentul în care știu de se ea, decide da? Că să nu se apucă acum să o caute. Nu există. Nu. Asta sunt tabere. Fiecare tabără este în 3 containere mari. Fiecare tabără este gândită pentru 200 de oameni la care se atașează o bucătărie mobilă. Este un cort care este ca o cantină. Sunt corturi familiale, corturi care sunt pentru grupuri, adică să se cazeze, dar și corturi pentru familii. Deci există astfel de dotări la IGSU și care urmează să fie instalate la nevoie. Deci la momentul în care este o problemă, asta prevede planul, dacă simțim că este ceva, pot fi instalate. Altfel să fie instalate din timp, nu. Deci asta nu intră în discuție, pentru că putem să facem acest lucru destul de repede. Să sperăm că nu va fi cazul, oricum urmărim cu toții cu mare atenție. Eu am zis că fiecare județ are, dar să se înțeleagă, dacă e de instalat, noi putem mobiliza de la un județ la altul, la județele de graniță. Ideea este că, și asta abordarea noastră e foarte asemănătoare și cu abordarea Poloniei, deci nu stă lumea o durată foarte lungă în tabără respectivă, în corturi, care sunt corturi încălzite. Acolo se stă până la maxim, să zicem, 72 de ore, maxim. Asta prevăd și ei. Între timp se găsesc alte locații, gen cămine, zone în care pot să-i cazezi, hoteluri și așa mai departe, până se găsește o soluție definitivă. Și asta totul se află în planul care a fost